De ce subit chiar în fața Parlamentului, un bărbat de aproximativ 65 de ani a murit astăzi la prânz în fața clădirii legislativului. Totul s-a petrecut sub ochii agenților de patrulare care păzesc edificiul. Cetățeanul, mergând prin fața Parlamentului pe aici, s-a început a clătina și a căzut jos. Noi ne-am apropiat, de urmă am controlat pulsul la mână, pulsul la gât, am văzut că nu are semne. Am solicitat 903, a venit de acum salvarea și mai departe am mers procedura. Veniți la fața locului, medicii de pe ambulanță nu au putut decât să constate decesul. Cel mai probabil bărbatul a suferit un stop cardiac, însă cauza exactă a decesului va fi stabilită de medicii legiști.